Capitanul Cook, în jurnalul său, relata despre întâlnirea capitanului Clark și a echipajului său de pe Discovery cu anumiți băștinași de pe coastele Americii. Un băștinaș a făcut o mulțime de semne, scoțându-și tichia de pe cap și făcând plecăciuni după obiceiul europenilor. Atunci cei de pe corabie au lăsat o frânghie de care el a legat o cutie de lemn mică, subțire. După ce a predat-o, localnicul a rostit câteva vorbe, a făcut apoi alte semne și pirogile au părăsit Discovery. S-au îndepărtat. Nimeni de pe bordul corabiei nu bănuia că în cutie putea să fie ceva, dar după ce pirogile plecară, deschiseră cutia din întâmplare și găsiră în ea o bucată de hârtie împăturită cu grijă, pe care era scris ceva în limba rusă, după cum se presupunea. Nu știam să descifrăm alfabetul autorului, dar numeralele evidențiau faptul că alții ne luaseră înainte și vizitaseră aceste posomorâte părți ale globului înaintea noastră. Ni se întâmplă uneori să credem că suntem primii care am descoperit ceva, sau primii care trăiesc așa ceva. Ajungem la concluzia că suntem deosebiți, că suntem deștepți, sau că purtăm vreo pecetă de binecuvântare sau blestem, în funcție de situațiile prin care trecem, bune sau rele. În cele din urmă însă aflăm că penicilina a fost inventată, că și alții știu că pe strada Plantelor, în București, a fost sanatoriul unde și-a trăit ultimele clipe din viață Mihai Eminescu, și așa mai departe. Mai mult înțelegem că și altora li se fac nedreptăți, că și alții îi pierd pe cei dragi, că și alții sunt înaintați în grad sau își pot schimba serviciul, pot obține o retribuție mai bună. Oricând a trecut cineva mai înainte pe drumul pe care mergem noi, chiar bun, chiar rău. Adevărul este că nu ne ajută la nimic să știm că și alții trăiesc ce trăim noi, atâta vreme cât nu ne putem consulta, să aflăm de la ei ce trebuie făcut sau ce trebuie evitat, să putem vorbi despre greutățile sau izbăvirile noastre pentru a le fi și lor de folos. Când ziceam că suntem singurii care ne consolam cu ideea unicității și ne ridicam un fel de soclu pentru martirajul nostru sau fericirea noastră. Acum nici originalitatea nu ne rămâne, cât despre comunicare pe marginea experienței noastre. Haideți să recunoaștem că stăm foarte prost la acest capitol. Nu împărtășim altora prin ce am trecut de teamă că ar râde de noi sau de ce să ne ascundem, pentru că ne face plăcere să ajungă în dificultăți și să nu aibă parte de ajutor cum nici noi nu am avut. Noi, oamenii. Când ne ridicăm în slăvi realizările tehnice, uităm să vorbim și despre nevoile emoționale ale umanității. Noi da, dar Dumnezeu nu uita lucrul acesta. De aceea a și ținut să ne dea o mână de ajutor la capitolul acesta. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a trecut înaintea noastră prin această lume și întreaga sa experiență de viață ne este destăinuită pentru a ne fi de folos. Dacă astăzi aveți o problemă, încercați să o întâmpinați cu soluția pe care Mântuitorul nostru vă poate da din cele patru evanghelii în care ne este relatată viața sa.